Vasile Mureșan Murivale, la Căminul Artei Parter și Etaj, într-o expoziție ca o grădină, de data aceasta doar anemone și doar autoportrete. Teme mari, teme iubite de artiști, nu? Și una și alta, deci temele florale întotdeauna de pictori sunt preferate pentru că anemonele au mai multe culori. Și autoportretele, pentru că artistul este într-un fel egocentric. Da, și de ce și nu? Egocentric și cercetător. Câți artiști n-au fost, își puneau tema autoportretul de la Rembrandt. Adevărul este că e cel mai ușor să te ai pe tine ca model. Când ai nevoie și chef de lucruri. Dar la mine e o mică poveste în legătura asta, că eu zic expoziție autoportret cu anemone. În tinerețe m-am dus la maestru Baba și am dus o olcică cu anemone, la care dânsul mi-a zis, uite așa să-ți faci un autoportret. Și mi-am făcut un autoportret din tinerețe, nici mai știu câți ani am avut atunci, vreo 28. Și sunt de altfel celebre autoportretele maestrului Corneliu Baba. Da, el picta atunci anemone și am zis, de drag, îi duc niște anemone. Și zice, uite așa să faci un autoportret. Și mi-am făcut un autoportret. În 2015 am zis, fac un autoportret și apoi îmi tai barba și părul și îl voi păstra în altă lucrare, cu reminiscențe din astea... De jos, de la parter, de aici, de la Căminul Artei. Și atunci am început un autoportret și atunci am descoperit eu puțin că am ceva cu un pic cu nenea Leonardo. Eu sunt Leonardo din parcare, așa s-a încetățenit în ultimul timp. Că m-a întrebat, de la kilometru zero, m-a întrebat și m-a, ce domnule, și dar cine a pictat aici? A zis eu. Păi și cum vă numiți? Cum se zic? Așa? Zic, dacă ăsta nu mă știe, zic, Leonardo din parcare. Și-a dat în presă la modul ăsta și mi-a rămas un pic numele ăsta care pe mine mă amuză, dar îmi place. Leonardo din parcare. Și s-a întâmplat că mi-am propus după aia programatic, în fiecare an, să adun o doabă capilară, barbă și să fac următorul autoportret de ziua mea. De multe ori l-am făcut cu video, cu tot procesul. De ziua ta, de 1 aprilie. De 1 aprilie. Și eu făceam și ultimele două. Că pare glumă, dar nu este. Chiar îți spun, 1 aprilie, la ora 11 m-am născut. Și de-aia sunt așa un berbec din ăsta că sparg și ziduri și. Și am făcut 5 ani la rând. În ultimul an, în anul ăsta COVID, de anul trecut, am zis, nu mai îmi taie părul și las 5 ani de zile să am așa niște plete și atunci când să fac vârsta lui nenea Leonardo, pentru că încet, încet îmi dădeam seama că chiar o duc cu nenea, știi, cu nenea Leonardo, maestru Florentin al nostru, 67 de ani. Încă 3 ani și o să fiu cu plete, uite așa, mi le car după mine. Și apoi s-a mai întâmplat ceva. Lucrarea din tinerețe, autoportretul, nu îl mai găseam. Și persoana care l-a avut nu mai trăiește, nu mai știu de soartele. Și am zis, ce-ar fi să fac o variantă? Aceea care o am în vitrină. Însă, acum 2 ani, am găsit într-un sac în casă hainele mele cu care am fost la maestru Baba. Și am zis, știi ce? Aveam eu chef de autoportret vara. Și tot a doua, a treia zi, țâși, dă-i cu un autoportret. Pe căldura aia mare îmi puneam haina aia. Dar acum, ca fetele, îmi fac și o selfie și nu mă mai uit în oglindă, mă uit așa în telefon și fac, cum să zic, autoportretul. Autoportret după fotografie. Doamnele, azi nu mai port în poșetă oglindă, poartă telefonul. Și am făcut după aia o serie cu aceleași haină, încă îi postați din asta de la după 30 de ani. Știi? Astea sunt mărturii, sigur, dintr-un joc, dintr-o problemă de observație și... Toate astea, după aceea, le-am gândit într-un context cu tema asta florală, care și ea a început într-un moment foarte critic. Adică, pe 31 octombrie 2016, m-a rugat o prietenă, Tina Aitai, să-i zice, de alte flori nu vrei să faci? Zic, mă, aș face anemone. Și am făcut într-o seară, de la 7 seara până la 9 seara, o lucrare cu niște anemone. Și în seara a fost incendiul ăla de la colectiv. Și iată cum se naște o expoziție. Așa. Acum a fost cu pandemia, când trebuia să stai în casă, am anemonizat, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Și atunci, dintr-o dată, s-a făcut o grădină.